Gata? Bun. Bună ziua și bine ați venit la un nou tip de unboxing neconvențional. Astăzi vom testa un nou produs de la FC Taraba de la Colț Interactive, un PPN verde de producție, cred că autohtonă, puțin prălit, cu codiță fără wireless 3G sau alte minunății. Eu am primit în test acest exemplar mai mult oval decât rotund, există și pe rotund, după cum bine știți, însă ăsta, fiind un blogger mai mic, am primit și un PPN mai mic, puțin mai strâmb. Pentru acest experiment, o videoclip, vom face o incizie orizontală prin cavitatea superioară a acestui dispozitiv alimentar de hrănit oameni, copii, bătrâni și cine mai apreciază. Cum ziceam, o să facem eventual și un plating, dacă tot s-a terminat Masterchef-ul. O să începem prin de a vă prezenta. Acesta este obiectul acțiunii. O să încep să tai. Aș vrea totuși ca asociațiile pentru protecția pepenilor să nu mă dea în judecată, pentru că oricum am deja practic plângeri penale de la țânțari și muște și chiar n-aș vrea să mă mai dea în judecată și asociațiile pentru apărarea drepturilor pepenilor. După cum observați, acesta este capacul. Capacul este detașabil cu o mărime reglabilă în funcție de cum vrea cuțitul dumneavoastră, iar capacul se prelungește în exterior cu o codiță destul de veștejită. Atenție, capacul nu este comestibil decât dacă vrei. Nu se recomandă nici haterilor. În continuare o să facem, practic, o manevră destul de obișnuită. O să împărțim pișcotul cel mare în pișcoturi mai mici, dând astfel senzația că ne pricepem la ce facem și că chiar o să fie ok. De obicei, masterchefii de reputație internațională taie această chestie roșii-verde într-o farfurie, dar cum bugetul pentru această filmare practic a fost inexistent, l-am tăiat direct pe masă. În continuare acestui experiment, după cum se vede, se secționează pepenele în mai multe felii, după gust și după fiecare cum vrea. Și se trece la plating, care este o acțiune pe care n-ați văzut-o nici măcar la Masterchef, pentru că acolo se mănâncă numai chestii pe care cu greu poți să le pronunți. Și eu, sincer, n-am văzut pe acolo. Iată. Da? Deci se taie felia în partea inferioară și se mută frumos cuburile de pepene de pe felie pe farfurie. Da? Că am făcut și rimă. Da. Pentru cei care vor să guste mai mult, pot să și ia chiar două felii. Eu o să încerc oricum să mănânc doar una. Pentru că sunt o alergie. Dar în cazul în care nu o să știți vreodată cum se taie pepene, cam așa se taie pepene. Gata. Ați făcut un... Practic v-am arătat și o rețetă proprie, care o găsiți practic în majoritatea restaurantelor de specialitate, dar care nu se găsește pe internet și v-am adus eu. Aș vrea să mulțumesc în final cameramanului meu, este un cameraman profesionist care zgârție camera, celor de la Spania care încă n-au dat gol și practic de asta am putut să filmăm și noi asta în pauză și bineînțeles SC Buticul de la Colț pentru acest pepene minunat care a costat destul de mult, dar măcar este mai ieftin decât cireșele. Vă mulțumim!